Ramana Maharshi a autorizat practicarea mai multor tehnici spirituale. Cu toate acestea, accentul l-a pus pe investigația sinelui, pe care o recomanda în mod constant. Nu există alt mijloc mai eficient și mai adecvat de capitulare a minții, în afară de investigația sinelui. Chiar dacă mintea cedează și prin alte mijloace, nu este decât aparent așa. Ea va reveni din nou la starea anterioară. Aceasta este metoda directă. Toate celelalte discipline se practică reținând în același timp ego-ul, ceea ce permite apariția a nenumărate îndoieli. În timp ce întrebarea ultimă va rămâne încă de abordat în final. Dar în această metodă, întrebarea ultimă este și unica, punându-se chiar de la început. Interogația sinelui conduce direct la realizarea sinelui, prin înlăturarea obstacolelor care te determină să crezi că sinele nu e realizat deja. Meditația necesită un obiect asupra căruia să meditezi. Pe când în investigația sinelui nu există nici un obiect, ci doar subiectul. Aceasta este diferența între ele. Orice altă cale, cu excepția investigației sinelui, presupune reținerea minții, ca instrument al practicii, aceasta neputând fi urmată fără participarea minții. În diversele etape ale practicii, ego-ul poate lua felurite forme, dintre care unele mai subtile, fără a fi însă niciodată anihilat. Încercarea de a distruge ego-ul sau mintea prin alte metode decât investigația sinelui este similară povestirii în care tâlharul devine polițist pentru a prinde hoțul care de fapt este el însuși. Singura investigația sinelui poate revela adevărul inexistenței ego-ului și poate permite realizarea ființei pure, nediferențiate, a sinelui sau absolutului. Bineînțeles că ne slujim de minte. Este binecunoscut și acceptat faptul că numai cu participarea ei însăși aceasta poate fi anihilată. Însă nu trebuie să începi teoretizând despre existența minții și necesitatea de a o anihila, ci căutându-i mai degrabă sursa. Descoperind pe această cale inexistența minții. Mintea îndreptată către exterior are drept rezultat gânduri și obiecte. Întoarsă înăuntru, se transformă în sine. Mintea trebuie să depindă în mod necesar pentru existența ei de ceva grosier. Nu subzistă niciodată prin ea însăși. De altminteri, mintea este ceea ce se cheamă corp subtil, ego sau suflet. Ceea ce se înalță în corpul grosier ca eu este mintea. Dacă se cercetează de unde, din corp,
apare pentru prima oară gândul eu, se va descoperi că este din inimă. Aceasta este sursa și sediul minții. Când mintea sau egoul trebuie oricum abandonată, de ce să irosim timpul analizând-o? Numai investigația cine sunt eu, cel care sunt îngrădit, și cunoașterea naturii adevărate constituie eliberarea. Numai permanenta canalizare a minții către interior și menținerea în sine constituie investigația sinelui. Dacă te ancorezi în tine însuți, de gândul eu, menținând în exclusivitate întreaga atenție asupra acestui singur gând, restul gândurilor vor sfârși ignorate și vor dispărea de la sine. Investigația cine sunt eu înseamnă în realitate încercarea de a afla sursa egoului sau a gândului eu. Nu trebuie să-ți ocupi mintea cu gânduri de genul eu nu sunt corpul. Căutarea sursei eului este mijlocul de a te debarasa de toate celelalte gânduri. Nu trebuie să dai deci frâul liber diverselor gânduri de felul celor menționate, ci ar trebui să menții atenția fixată asupra descoperirii sursei gândului eu. Interogând, de fiecare dată când apare un gând nou, cui apare? Iar la răspunsul mie, să continui cu investigația cine este acest eu și care este sursa lui. Puneți întrebarea ție însuți. Corpul și funcțiile sale nu sunt eu. Mergând mai adânc, mintea și funcțiile ei nu sunt eu. Următorul pas conduce la întrebarea: de unde apar aceste gânduri? Cine e conștient de ele? Această analiză conduce la concluzia că individualitatea e operativă în calitate de cunoscător al existenței și succesiunii gândurilor. Individualitatea este egoul sau, altfel spus, eu. Investigând mai departe, se ridică întrebările. Cine este acest eu? Și de unde provine? Eul nu a fost conștient în somn. Simultan cu apariția eului, somnul se transformă în vis sau stare de veche. Cine sunt eu în clipa aceasta, în starea de veche? Dacă eu mi-am avut originea în momentul trezirii din somn, atunci eul a fost acoperit de ignoranță. Un astfel de eu ignorant nu poate fi cel la care se referă scripturile sau pe care îl proclamă înțelepții. Eu
sunt până și dincolo de somn. Așadar, eu trebuie să fiu substratul lipsit de calități, subiacent acestor trei stări. Pentru a putea declara, eu nu sunt acesta sau eu nu sunt acela, trebuie să existe eu-ul care să o afirme. Acest eu este doar ego-ul sau gândul eu. Odată cu ivirea acestui gând eu, vor apărea toate celelalte gânduri. Gândul eu este așadar gândul rădăcină. Atunci când rădăcina este smulsă, totul va fi dezrădăcinat odată cu ea. Caută așadar rădăcina eu. Întreabă-te cine sunt eu. Descoperă sursa eu-ului. După aceea, toate aceste probleme vor dispărea și singur sinele pur va rămâne. Eul există întotdeauna, atât în somnul profund, cât și în stările de vis și veghe. Cel care doarme este același cu cel care acum vorbește. Simțământul de eu există în permanență. Dacă nu ar fi fost așa, ar fi trebuit să ținegi existența. Însă nu o faci. Afirm, eu sunt. Descoperă cine este cel ce este. Tot ceea ce e necesar e să îi afli originea și să te menții acolo. Efortul tău nu se poate extinde mai departe de aici. După aceea, ceea ce este dincolo va avea grijă de sine însuși. Acolo ești neajutorat. Nici un efort nu poate ajunge la el. Simțământul eu nu am realizat este obstacolul în calea realizării. De fapt, acesta este deja realizat. Nu mai e nimic de realizat. Dacă ar fi fost, realizarea ar fi ceva nou, care nu a existat înainte și care urmează să se întâmple cândva în viitor. Dar tot ceea ce se naște, de asemenea, va și muri. Dacă realizarea nu ar fi eternă, nu ar merita să o dobândești. Așadar, ceea ce căutăm nu e ceva ce urmează să intre în existență, ci există etern. Însă ne e ascuns de obstrucții. Tot ceea ce avem de făcut e să înlăturăm vălul. Ceea ce e etern nu e recunoscut ca atare din cauza ignoranței. Ignoranța este obstrucția. Abandonează-o și totul va fi bine. Ignoranța este identică cu gândul eu. Caută-i sursa și acesta va dispărea.
gândul eu este asemenea unui spirit care, deși nepalpabil, se naște simultan cu corpul, crește și se stinge împreună cu el. Conștiința relativ la corp este falsul eu. Abandonează. Poți face astfel prin căutarea sursei eu-ului. Corpul nu spune eu sunt. Tu ești cel care spune eu sunt corpul. Descoperă sursa eu-ului și acesta va dispărea. Când mintea își investighează neîncetat propria natură, descoperim că nu există un astfel de lucru precum mintea. Aceasta este calea directă pentru toți. Mintea este constituită doar din gânduri. Dintre toate, gândul eu este rădăcina. Așadar, mintea este numai gândul eu. De unde apare acest gând eu? Caută-l în lăuntrul tău. După aceea, va dispărea. Aceasta este căutarea înțelepciunii. Acolo unde eu-ul dispare, va apărea de la sine un eu. Acesta este infinitul. Dacă ego-ul există, toate celelalte vor exista de asemenea. Dacă ego-ul nu este, nimic altceva nu este. Ego-ul este într-adevăr totul. Așadar, investigația referitoare la natura ego-ului este singura cale de a renunța la tot. Starea de non-emergență a eu-ului este starea de a fi acela. Fără investigarea acestei stări de non-emergență a eu-ului și dobândirea ei, cum ar putea duce cineva la bun sfârșit propria extinție, din care eu-ul să nu mai reînvie? Fără această realizare, cum ar fi posibil să te menții în propria stare, în care ești acela? Cu aceeași determinare și fermitate a intenției cu care cineva se scufundă în adânc pentru a scoate afară ceva căzut pe fundul apei, tot așa omul, cu o minte pătrunzătoare și focalizată și ținându-și sub control vorbirea și respirația, trebuie să se afunde în el însuși pentru a descoperi locul de unde își are originea eu-ul. Singura investigație care conduce la realizarea sinelui este căutarea sursei eu-ului.
Meditația "eu nu sunt acesta", "eu nu sunt acela", poate fi un ajutor în investigație, dar fără a constitui propriu-zis investigația. Dacă se investighează în interiorul minții, îndată ce se ajunge în inimă, eul individual se prăbușește, copleșit de rușine, iar realitatea se va manifesta în mod spontan ca eu. Deși se revelă ca eu, nu este egoul, ci ființa perfectă, sinele absolut. Noțiunile de înrobire și eliberare sunt simple modificări ale minții. Nu au realitate proprie, așadar nu pot funcționa de la sine. Fiind modificări a ceva, trebuie să existe o entitate, independentă de ele, drept sursă comună și suport. Prin urmare, dacă se investighează în acea sursă, cu scopul de a se afla a cui îngrădire sau eliberare este afirmată, se va descoperi că acestea sunt revendicate pentru mine, adică pentru căutătorul însuși. Dacă atunci se va investiga sincer cine sunt eu, se va descoperi că eu sau mine nu există. Acela care rămâne după descoperirea inexistenței eului se va realiza aievea și fără urmă de îndoială, strălucind și subsizând simplu ca sine însuși. Această realizare vie, experiență directă și imediată a adevărului suprem, survine foarte natural, cu nimic neobișnuit în ea, întrucât omul, investigând introspectiv, fără a permite minții nici măcar pentru un moment să se exteriorizeze și să piardă timpul în simplu verbalism, omul rămâne exact așa cum este. Nu există așadar nici cea mai mică îndoială în ceea ce privește binecunoscuta concluzie că, pentru cei care au dobândit această realizare, sălășluind astfel în identitate absolută cu sinele, nici îngrădirea și nici eliberarea nu există. Sinele este conștiință pură și totuși omul se identifică cu trupul care este inconștient și care nu grăiește el însuși, eu sunt corpul. Altcineva afirmă astfel: sinele nemărginit nu o face. Cine o spune? Un eu, contrafăcut, se interpune între conștiința pură și corpul neînsuflețit, imaginându-se limitat la corp. Caută-l și va dispărea ca o nălucă.
Această fantasmă este egoul sau mintea sau individualitatea. Toate sastrele se întemeiază pe existența acestei fantome, a cărei eliminare devine scopul lor. Starea prezentă este simplă iluzie. Ținta este disoluția acesteia și nimic altceva. Investigația sinelui nu e o formulă goală. Ea este mai mult decât incantarea repetată a oricărei mantre. Dacă investigația cine sunt eu ar fi simplă chestionare mentală, nu ar fi de mare valoare. Scopul în sine al investigației sinelui este concentrarea întregii minți asupra propriei sale surse. Nu este deci cazul unui eu căutând un alt eu. Cu atât mai mult, investigația sinelui nu e o formulă goală, întrucât practicarea ei implică o intensă activitate a întregii minți, de a se menține ferm echilibrată în pură conștiență de sine. Investigația sinelui este unicul și infailibilul mijloc, singurul direct de realizare a ființei absolute și necondiționate care ești în realitate. La întrebarea care e cea mai bună cale către țintă, Ramana Maharshi a dat următorul răspuns. Nu există nicio țintă de atins. Nu e nimic de dobândit. Tu ești sinele. Tu existi întotdeauna. Nimic mai mult nu poate fi anticipat despre sine decât faptul că există. Să-L vezi pe Dumnezeu nu înseamnă decât să vezi sinele, adică pe tine însuți. A vedea e a fi. Tu, fiind deja sinele, vrei să știi cum să îl dobândești. Tot ceea ce ți se cere este să abandonezi atât gândul că ești acest corp, cât și toate celelalte gânduri referitoare la lucrurile exterioare sau non-sine. De fiecare dată când mintea se îndreaptă spre exterior, către obiecte, oprește-o și fixează-o în sine sau în eu. Acesta este tot efortul care se cere din partea ta. Practica neîncetată este esențială până ce se ajunge la menținerea, fără cel mai mic efort, în acea stare naturală și primordială a minții, care e liberă de gândire. Cu alte cuvinte, până ce eu, al meu și mine sunt complet eradicate și distruse. Sinele există în permanență. Nu există un proces anume de cunoaștere a lui. Nu e vorba de vreo nouă cunoaștere de dobândit.
Ceea ce e nou sau nu există aici și acum, nu poate fi permanent. Sinele există întotdeauna, însă cunoașterea lui este ocultată și obstrucția aceasta se cheamă ignoranță. Înlătură ignoranța, iar cunoașterea va străluci. În realitate, sinelui nu îi se pot atribui nici ignoranța și nici măcar cunoașterea. Acestea sunt simple acumulări care trebuie îndepărtate. De aceea se spune că sinele e dincolo de cunoaștere și ignoranță. Rămâne așa cum e, în mod natural. Asta este tot. Investigația sinelui este unicul și infailibilul mijloc, singurul direct, de realizare a ființei absolute și necondiționate care ești în realitate.